Suntem tot pe data de 30 martie 2024 și am venit să-mi continui lucrările la stup, fiindcă ieri a bătut vântul, n-am putut să fac mare lucru. Așa că voi continua azi și să văd despre ce e vorba aici. Sunt două colonii. Mi-am adus armamentul cu stensilele necesare. N-am adus fum. Am observat că sunt liniștite, dar să vedem despre ce e vorba. Eu am venit să le fac loc la albine pentru a se dezvolta. De acum trebuie să le dezvoltăm. Adică vor crește ele, vrem nu vrem. În curând o să am utilitate și la aceste înălțătoare la care am lucrat. Așa. E foarte aglomerat, o să vi-l arăt. Ne uităm la amândouă în acest film, la ambele colonii. Ăsta de aici este mai micuț, dar nu are loc, nu mai are loc și atunci îi facem un pic de loc noi, da? O să-i facem noi loc, o să iau acest tratament. Am mai omorât el ceva din varoa. Apa cu uleiuri esențiale a luat-o și să vorbim un pic între timp despre vitamina C în apa administrată albine, indiferent că o dați afară sau în interior. Vitamina C în această perioadă sau imediat în următoarea, dar cred că și în această perioadă, fiindcă se va începe stropirea pomilor fructiferi cu insecticide, fiindcă este acea muscă care depune ouă pe flori și așa apar viermii în fructe și atunci se dă cu insecticid. Noi, ca să protejăm albinele cât de cât, Voi administra vitamina C. Deci rolul vitaminei C este de a proteja albinele de intoxicație cu insecticid. Insecticid, pesticid, indiferent. Este foarte bun să-l dați pe toată perioada culesurilor, fiindcă vitamina C doar protejează albinuțele. Vitamina C sau acid ascorbic îl achiziționați la kilogram, fiindcă îl utilizați foarte, foarte des. Eu pun 5 grame de vitamina C per litru de sirop. Iată, ăsta este micuț, e o mică colonie, dar de acum trebuie să mergem să organizăm cuibul în funcție de structura unei colonii de albini. Cuiet foarte frumos. Ce înseamnă structura unei colonii de albine, indiferent de mărimea ei? Înseamnă că puietul nu are ce căuta pe mărgini, adică în cele două laterale ale cuibului nu are ce să caute puiet. Dacă este puiet acolo, atunci avem nevoie de
adăugarea ramelor pentru lucru, care în general au păstură. Aceasta este structura coloniei de albine corectă, adică ramele mărginașe să nu aibă puiet. Strânsura respectivă este valabilă până când albinele au problema asta cu frigul. Dar dacă ne-am uitat la meteo și vedem că s-a terminat, deci această diafragmă de polistiren trebuia să fie frumos o ramă, fiindcă ea nu poate să lucreze pe polistiren. Aici îi trebuie o ramă. Rama care eu introduc este cea care a fost dată la descăpăcit, această ramă. O să o introduc în margine frumos și va deveni ramă mărginașă. Următoarea ramă, ia să vedem acum că nu sunt sigur, este nevoie de o ramă mai goală, zic eu acum. Iată, n-are ce să caute albinuțe cu polen după diafragmă. Acest lucru se întâmplă doar datorită că nu are loc. Atunci iau această ramă, o scutur de albine și o voi descăpăci. Iată, chiar dacă a fost cald, am avut o problemă cu șoarecii. Pare ireal, dar în momentul în care albinele nu erau active, tot vineau și intrau. Am încercat eu tot felul de tertipuri, dar abia după ce albina devine activă și noaptea, abia de atunci scapi de acești șoareci. Bine, asta a fost situația mea. Bun. Acum voi descăpăci toată mierea de pe această ramă. O voi descăpăci ca să o preia albina și să o folosească unde are ea nevoie, da? Dar cel mai mult are nevoie de a depozita polen în această perioadă. Acest lucru este, să zic așa, albine cel mai interesant lucru acum, când încă nu este nectar abundent, se ocupă de culegerea polenului. La mine aici în zonă încă nu este înflorit nimic, nici corcodușul, nimic, doar salcia. Toate tipurile de salcie posibile, de la răchită la salcie plângătoare și salcie căprească, am de toate. Bun. Așa. Adăugăm această ramă frumos. Mai vin cu o diafragmă acum, ca albina cu polen să nu aibă ce să vină ea după diafragmă. Acum va avea în cuib acest spațiu. Mai am o ramă aici cu
cu puțină miere pe ea și o voi descăpăci. Totodată voi veni și cu ramă goală, una singură, mai îmi trebuie un loc pentru a aduce mâncare în caz de nevoie. Aduc și rama goală. Și această ramă o aduci în apropierea cuibului respectiv pentru că trebuie să se acomodeze cu mirosul acestei colonii. După ce și ia mirosul, după aceea se poate trece la extinderea următoare. Adaug din nou aceste mini hrănitoare. Aceste mini hrănitoare vor sta și pentru următorul tratament, care va fi cu acid formic. Bun. Aici o să-i dau apă, să-i pun și tratamentul acesta. Acest tratament o să-l îndepărtez în momentul în care voi veni cu acidul formic. Dintre toate problemele care sunt într-o colonie, varoa este problema, indiferent în ce cantitate este. Are puterea de a afecta colonia. Vine și își ia apă de acolo. Aici am terminat. Acum să trecem la vecina lui, care este un pic mai mare. Colonia vecină este un pic mai mare și probabil a eclozat o cantitate importantă de puiert. Îndepărtez prima dată aceste ingrediente, să le zic așa. Îmi place că nu trebuie fum la ele, adică sunt liniștite așa. Dar asta din cauza că au de lucru pe afară, că dacă n-aveau de lucru pe afară, nu erau ele chiar așa liniștite. Vedeți, aceasta este o colonie frumoasă, cum a, după cantitatea de albine care a trecut după diafragmă, asta în două săptămâni ori ea, ori vecina, dar cred că vecina ei a trebuit să o mut în alt stup, trebuie mutat în alt stup, totul a fost frumos, au trecut de iarnă. Să vedeți ce simplu o să extind din cauza că deja eu eram pregătit cu această extindere de data trecută când am adus aceste rame la descăpăcit. O să vi le arăt, doar să scot prima dată diafragma de polistiren din care separa albinele.
foarte multă albină care nu are unde să lucreze, da? Foarte multă albină. Această albină nu are unde să lucreze. Și acum se vede. Se vede. Prima dată mă uit să văd care e treaba cu ramele care le-am descăpăcit data trecută. Deci, după cum văd, a luat polen după diafragmă, da? Aceasta nu este chiar plăcut să vezi așa ceva. Înseamnă că n-am făcut la timp. N-am făcut la timp lucrarea respectivă. O să mai iau o ramă, clar e plin de puiet la ora asta, având în vedere și cantitatea de albină. Nici nu putem vedea altceva decât foarte mult puiet. Puiet și polen. Puiet și polen, larvar, da? Deci acele nopți geroase nu au afectat puietul larvar. De ce? Fiindcă eu înainte am venit cu o cantitate impresionantă de mâncare. Să mai deschidem, să mai luăm o ramă sus pentru frumusețe. E pentru frumusețea de a privi, dar nu este necesar. Pot să trec direct la capăt. Iată. Asta este frumusețea puietului, da? Să vezi așa ceva. Bun, trecem mai departe. Acum o să trec direct la ultima ramă, că dacă le iau pe fiecare o să-mi ia foarte mult timp și eu am nici 25% din stupină n-am făcut această lucrare și vă dați seama că este necesară de lucrarea respectivă. O să fie un pic diferită setarea acestei colonii datorită că a trecut dincolo de diafragmă. Aceasta este o ramă de lucru. Foarte frumos. Acum există acea situație în care se spune că de ce să aibă mâncare din abundență. Iată acea miere lichidă. Aici a fost o ramă cu goală dată sau cu mâncare, mi se pare că. Și ea a venit și lucrează pe această ramă. Așa. Această ramă eu introducem spre mijlocul cuibului. Are totuși o putere de lucru diferită față de prima colonie care am verificat-o. Acum venim cu această ramă pe care ea și-a adus polen. Și o trecem în margine. Așa. Foarte bine. Împing toate ramele deodată. Aici o să vin cu o ramă goală. Deci o ramă golgoluță. Îi aduc o ramă goală, în mare parte este goală, da? Mai are un pic de nectar aici, dar eu
Descăpăcesc. Să curăț un pic marginea ramei, fiindcă odată introdusă nu prea vei mai veni la așa ceva, nu vei mai veni să cureți ramele. Bun. Introducem și această ramă aici, în extinderea cuibului. În extinderea cuibului și să văd dacă și această ramă nu. M-am gândit ce o să fac acum. Această ramă aș lăsa-o eu, dar nu mai am ce să fac. Îi mai aduc o ramă și cu asta basta. Nu mai pot introduce diafragmă. Și atunci voi mai aduce încă o ramă aici. Asta voi face acum. Îi mai aduc o ramă goală, fiindcă aceasta este cu mâncare și are nevoie de lucru. Când voi veni data viitoare la acest stup, colonia din partea stângă va trebui mutată, fiindcă acesta va veni extins cu încă două rame și nu mai am loc. S-a terminat cu locul, gata. Deci o colonie care îi merge foarte, foarte bine. Așa. Aduc acest tratament. Acest tratament, dacă albina intră în contact cu el, moare instant. Albina nu va intra. Dacă aici albina asta nu reușește să se îndepărteze, va muri. Așa. Să-i pun și lui micile hrănitoare. Acum nu mai are sens acest, că ăsta e cu 8 rame sau nu, fiindcă are nevoie de spațiu de lucru și în funcție de mărimea coloniei o să-i dăm acest spațiu de lucru. Cei care au experiență nu se vor uita ei la tot videoclipul acesta, dar eu zic că se poate estima aproximativ ce colonii sunt în stupina dumneavoastră pentru a le dezvolta într-o oarecare măsură. Mă mai joc eu un pic așa cu apa asta, dar voi trece la borcană, de aceea am făcut înălțătoarele să am acces să le dau la borcane. Bun, și cam asta este tot.
foarte, foarte fain. A fost un film cam lung, dar e bine să se vadă exact lucrarea care o fac eu la această dată. Până data viitoare, numai bine!